Un bebeluș s-a născut într-un tren de mare viteză care circula pe ruta Franța-Germania, a precizat Societatea Națională de Căi Ferate din Franța, care operează garnitura de tren împreună cu Societatea Feroviară Germană. În jurul orei 8, la o oră după plecarea trenului din Paris, șeful de tren a fost informat cu privire la o călătoare care a intrat în travaliu și a anunțat imediat centrul operațional care administrează ruta. În urma apelului lansat la bordul trenului, un medic a venit în ajutorul tinerei femei, rezidentă în Germania, a precizat o purtătoare de cuvânt. Trenul a oprit în mod excepțional la ora 8 și 10 în gara Loren, astfel încât femeia să poată fi preluată de pompieri. Datorită caracterului urgent, nașterea a avut loc în tren, a adăugat purtătoarea de cuvânt. Totul a decurs bine, iar noul născut, un băiețel care a primit numele Felix, s-a născut la aproximativ ora 9 și 10. Mama și bebelușul au fost preluați de pompieri și transportați la un spital. Trenul, care trebuia să facă legătura între Paris și Stuttgart, și-a reluat călătoria cu o întârziere de o oră și 20 de minute, dar nu a mers mai departe de sud-vestul Germaniei. Relatează Digi24.ro.